Bună, dragii mei, bine vă găsesc, o nouă citire într-un peisaj de basm. Ia uite, ni se deschid drumurile și chiar asta sper în săptămâna aceasta, 14-20 ianuarie, să ni se deschidă drumurile și intenția este să primim răspunsurile pe care le căutăm. Pentru că l-am aici pe Arhanghelul Gabriel și vreau să ni se răspundă, sau intenția mea este să ni se răspundă la rugăciunile noastre și cumva să simțim că se deblochează ceva, se curăță ceva, se așează ceva. Asta simt în săptămâna aceasta, că lucrurile o să evolueze. Important este să acționăm și să facem ceea ce simțim în direcția potrivită pentru noi. Nu uităm să cerem semne și cu siguranță Gabriel va fi alături de noi. Să vă reamintesc un pic și puteți să vedeți citirea pe luna ianuarie. Este punct și de la capăt. În această săptămână să acționăm. Dragilor, puneți-vă intențiile pe hârtie. Vrei să schimbi un job? Uită-te la alte joburi, la anunțuri, fă CV-ul, fă ceva în direcția asta. Deci, fă o analiză a lucrurilor care nu sunt ok în viața ta, care te frustrează, care te nemulțumesc și mișcă energia. Fă ceva în sensul ăsta. Este foarte important în luna asta să facem aceste lucruri, pentru că o să vedem roadele poate în decembrie. Nu în sensul în care în decembrie o să-ți găsești un job dacă acum începi să lucrezi pe energia asta, dar în decembrie se vor așeza lucrurile. Poate până în decembrie nu o să știi exact ce vrei. Poate va trebui să treci prin experiențe care nu o să fie neapărat cele mai drăguțe, dar de care ai nevoie pentru a înțelege ceea ce vrei tu cu adevărat. Și încă ceva, foarte mult dintre voi o să vă întrebați acum, bine, dar eu nu știu ce vreau. Nu există așa ceva. Spuneți și chiar dacă te minți frumos, nu există să nu știi ce vrei. Dacă în momentul ăsta când ai zis, da, eu nu știu ce vreau, o să vorbești tu acolo. Ei, vorbesc, spune și fă exercițiul ăsta, știu ce vreau, lucrurile se așează așa cum este mai bine pentru mine. Chiar dacă habar n-ai de unde să iei firul, o să vezi că ți apare firul ăla și o să te poți duce pe el. Și încă ceva, spuneți, pe zi ce trece, lucrurile se așează, pe zi ce trece mă simt mult mai bine, lucrurile evoluează în direcția potrivită pentru mine și o să vezi schimbări în viața ta. Și acum să vedem ce ne spune Arhanghelul Gabriel până nu mă îngheață mâinile. Nu am cutia să vă arăt, că nu am unde să le pun. Sunt cu buzunarele pline de carduri oracol. E o senzație foarte faină. Ia uite ce frumos. Ai încredere în ideile tale, ne spune Arhanghelul Gabriel, ai încredere în puterea de creație a lui Dumnezeu care se manifestă acum prin tine. Vin răspunsuri, vine inspirația, vin idei, scrie, umblă cu carnețelul după tine și scrie ceea ce-ți dorești și ceea ce ar fi potrivit pentru tine sau trăznăile care îți vin prin cap și care le consideri idei tâmpite, s-ar putea să fie idei foarte bune pe viitor și care să poată să fie implementate. Ia să vedem care ar fi provocarea acestei săptămâni. Perfecționismul, da? Adică noi nu începem ceva pentru că vrem ca totul să fie perfect. Nu îmi depun un CV pentru că CV-ul meu nu este perfect. Ia fă ceva cu perfecționismul ăsta, ia pune-te în valoare și fă un pas, fă ceva în direcția aia. Chiar dacă nu este perfect, important este să nu mai amân lucrurile. Deci, dacă amân lucrurile și îți găsești scuze că nu găsești sau nu poți să faci ceva pentru că nu este totul perfect, ia dă-ți pe asta mânuțe și a spune fac ce pot în momentul acesta și lucrurile se așează așa cum este mai bine pentru mine. Amânările vor fi sancționate și tot am mai avut mesajul ăsta, dar amânările care vin din perfecționism, nu ești perfect decât în ochii lui Dumnezeu, aici, în 3D-ul ăsta, fiecare face ce putem. Bun, și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni. Mi-a înghițat degetele. Ne duce la evoluție, cursuri. Dacă tu îți dai seama că ești pe o nișă, ești
nu știu, vrei să, tot asta îmi vine, poate mulți dintre voi vreți să vă schimbați jobul. Dacă voi sunteți conștienți că trebuie să faceți un curs, că trebuie să să mai achiziționați, să acumulați informație, faceți asta. Eu mi-am dat seama că am nevoie de mai multă informație și ce fac acum este să caut acele cursuri care pe mine mă pot ajuta și să aduc mesajul îngerilor, poate într-o altă formă, să mă specializez. Deci recunoașteți că sunt lucruri care trebuie șlefuite și pe care o să puteți să le faceți altfel. Da, ca magicianul din buzunare scot și cardurile mele, să vedem acum ce mesaj și ce arhanghel vine din cardurile mele. Nu uitați că puteți să achiziționați atât cardurile cu arhanghelul Gabriel în limba română, cât și cardurile mele pe cadourpozitive.ro, plus o grămadă de alte lucrușoare drăguțe pentru voi. Cine vine? Vine arhanghelul Raziel. Și vine arhanghelul Raziel care ne spune că avem tot ceea ce avem nevoie. Deci să lăsăm scuzele, să lăsăm lucrurile astea care nu le tot spunem sau minciunile pe care ni le spunem, în sensul în care nu pot să fac chestia aia pentru că nu am bani sau nu am timp, mai ales scuzele obișnuite, și să mergem înainte cu ceea ce ne dorim și este important pentru noi. Deci, Raziel, ai tot ceea ce ai nevoie. Foarte frumos mesajul acestei săptămâni, 14-20 ianuarie. Vă salut de aici, din peisajul ăsta frumos. Nu uitați că ne vedem pe 17 ianuarie la București, unde avem cuvântul anului. Gândește-te la o energie magică, un cuvânt pe care îl primești prin meditație, un cuvânt care poate să fie învățătorul tău pentru tot anul. O să facem și un panou al viselor și o să ai cuvântul ăla în centru, o să lucrăm pe intenții și energia aceasta, cuvântul anului, te va călăuzi pe tot parcursul lui 2019 și îți va fi așa ca un far. Este un exercițiu minunat, un workshop minunat, o să vă aduc tot felul de lucrușoare și sticăre și lucrușoare cururate să vi le puneți acolo în panoul viselor. Mai sunt câteva locuri pentru ianuarie la București, așa că vă aștept cu drag. Pe 23 ianuarie ne vedem la un workshop interesant legat de iertare și, aș zice eu, o abordare diferită a tot ceea ce înseamnă conceptul acesta de iertare. 2-3 februarie și 23-24 februarie o să avem inițierea, întâi la București și apoi la Cluj. Vă îmbrățișez cu drag, scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare. Vă pup! Pa!